Școala altfel este o formă de educație non-formală, nu atipică, ci care nu respectă un tipar. Este o educație numită de anglosaxon edutainment. Vedeți, este foarte important ca să existe tentația învățării. Este foarte important fiindcă învățarea practic la ora actuală nu mai poate acoperi toate informațiile. Și atunci trebuie să existe o selecție, trebuie să existe o propunere înaintea unei selecții, după care să existe o tentație. Copilul, din ceea ce i s-a propus, din ce s-a selectat ca educație, ca informații necesare, el să fie și tentat să înțeleagă că ei sunt necesare. Și școala altfel vine în acest spirit și arată copilului de ce este important să învețe biologia, de ce este important să învețe structura frunzei, de ce este important să învețe modalitatea sau metabolismul plantelor, de ce este important să învețe că natura înseamnă plante, înseamnă animale, înseamnă schimbări, înseamnă evoluție, înseamnă până la urmă responsabilitatea a noastră, fiindcă noi suntem specia care avem responsabilitatea asupra naturii, am ajuns în situația în care dispunem de aceasta. Și iată un alt palier, cel ecologic, ecologist, educațional în sensul mediului, unde școala altfel, într-un complex muzeal de științe ale naturii, adică axat pe biologie, nu numai, avem și astronomie, să poată fi util, să putem fi utili și să poată fi realizabilă. Noi am dorit ca această școală altfel să se desfășoare în segmente temporale divizate, respectiv să se vină pe tot timpul anului, mă rog, atunci când vremea o permite, pe tot timpul anului grupe de copii care să facă de la cercetășie până la învățare propriu-zise, până la cursuri propriu-zise la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, cu biologii noștri, cu astronomii noștri, cu astrofizicienii noștri, cu care să rezoneze în sensul tentației la învățare. Fiindcă nu e, cred că, altceva mai frumos decât să înveți și nu este altceva mai util decât să știi ce să înveți și să-ți folosească ceea ce ai învățat. Îi spuneam fiului meu, care mâine face 23 de ani, îi spuneam că cea mai mare investiție o reprezintă acțiunile. Acțiunile la purtător. Aceste acțiuni la purtător sunt reprezentate de bagajul cunoștințelor pe care le acumulăm atât cât trăim. Mai ales când suntem tineri, dar și în continuare. Aceste acțiuni la purtător ne pot face viața mai frumoasă, ne pot face viața mai bună, putem să trăim mai bine, dar în același timp putem să privim altfel lucrurile mai realist, mai implicat sau mai detașat după caz, în niște condiții sănătoase, corecte, normale. Iată de ce insist, îmi doresc, am cerut și Inspectoratului Școlar General să găsească o soluție prin care copiii să vină la această școală altfel defalcat, împărțit pe segmente temporale, ca să nu ne înghesuim toți și să nu facem nimic într-o săptămână, așa cum au fost anii trecuți, într-o săptămână din aprilie. Să facem cumva toată primăvara asta să o ocupăm cu educația asta non-formală, cu această modalitate prin care tentăm copilul să învețe.